ieri ați câștigat prima medalie după 48 de ani când România a participat la Jocurile Olimpice de la Grenoble și au obținut o performanță cu echipa de bob. Ce ne poți spune despre acest lucru? Medalia am câștigat-o la proba de team sprint, care s-a fugit cu 4 națiuni diferite și am reușit împreună să venim pe locul 3. Cam cât suflet pui în pregătirea ta alături de antrenor, de club, de federație? Anul ăsta a fost cel mai greu pentru mine pentru că a trebuit să mă calific la Olimpiadă. Dar cu ajutorul antrenorului am reușit să ajung aici. Este greu să te antrenezi și să faci performanță în sportul acesta? Da, este destul de greu pentru că noi ne antrenăm în Germania, pentru că în Brașov sau în România nu avem patinoar și este destul de greu să combin școala cu patinajul. Legat de partea de echipament, sunt ceva aturi pentru alți concurenți să aibă un echipament mai, să zicem, croit pe nevoile lor sau cum vă descurcați cu această? Bineînțeles, echipamentul este important pentru sportivi, dar încercăm să ne descurcăm cu ce avem și să facem să ne fie bine pentru viitor. Go beyond, create tomorrow, motoul ediției din acest an al Jocurilor Olimpice de tineret. Cam unde crezi tu că vei ajunge în viitor? Păi eu mă gândesc mai întâi la viitorul apropiat. Vreau foarte mult să mă calific la următoarea Olimpiadă în Coreea și cu cât mă antrenez mai mult, cu atât îmi doresc mai mult să ajung să fiu pe podium la Olimpiade de seniori. Pe lângă rezultatele obținute în alte competiții, cam cât contează medalia asta olimpică pentru tine? Păi, în primul rând, contează pentru mine, pentru psihicul meu, pentru că știu că m-am antrenat foarte mult și am făcut multe sacrificii pentru asta. Și sper că ne va ajuta atât pe mine cât și pe echipa mea. Ca istorie în disciplina asta, cam de cât, când ai pus prima oară patinele în picioare? Acum 7 ani am venit la patinaj și eu patinele de gheață nu am văzut niciodată de viteză și antrenorul mi-a pus prima oară patinele în brațe. Și el m-a învățat să patinez. În picioare, nu în brațe. Brațe, mi le-ați dat. Printre probele tale preferate la întrecerile sportive, care ar fi? Pentru mine, cea mai frumoasă probă este 500 de metri și 1000 de metri. Astea sunt probele mele preferate. Povestește-ne cam despre tine și familia ta și cam dacă ai vreun atlet preferat din ramura asta sportivă. Păi, familia mea mă susține foarte mult în acest sport și mă încurajează de fiecare dată, chiar dacă am niște zile proaste sau am niște concursuri nereușite. Iar sportivul meu preferat este Artur Vas. Este un băiat din Polonia care fuge foarte tare la 500 de metri, la proba mea preferată. De asta este și el sportivul meu preferat. Gheața și patinele, în afară de gheață și patine, mai ar și alte preocupări, să zicem așa, hobby-uri, pasiuni care completează, să zicem, performanța? Da, pe lângă patinaj și școală, mă mai ocup cu unghiile. Este hobby-ul meu pe lângă. Cum ți-a venit ideea să pictezi unghiile în culorile tău? Antrenorul mi-a dat ideea.
Antrenorul mi-a zis, bine, mă gândeam și eu la asta, dar antrenorul a venit cu ideea. N-am avut timp să mi le fac chiar cum mi-am dorit, pentru că fix atunci am venit din Germania și a trebuit să ajungem la izvorare. Am înțeles că campionatele României se țin în Germania. În Germania, dacă ai concurat pentru Germania, să zicem, cam care ar fi nivelul, să zicem, în care te-ai situat? Să zicem, dacă ai trăit în Germania și ai locuit în Germania, cu acea... Ia ca și, da, ca și performanță, la vârsta ei este în fața fetelor din Germania. Dacă noi ne antrenăm și vrem să reprezentăm România, nu altă țară, cu toate greutățile care le avem și care le întâmpinăm, dar ce nu ne doboară, ne întărește. Așa putem să fim din ce în ce mai buni. Astăzi avem un pic, noi avem multă, un pic și așa putem să ajungem sub nou. Neapărat trebuie să mergem în Germania, să ne comparăm cu alte țări care au toate beneficiile și toate bazele sportivele necesare. Cum am început, a fost foarte greu, acum e din ce în ce mai bine și ușor, ușor o să reușim să ajungem și la Olimpiada Mare și să ne impunem în elita sportului mondial. Poate cu această medalie câștigată o să avem un pic mai mult echipament, să putem să ne desfășurăm un an întreg competițional, de la cap la coadă, sau de ce nu, să avem un program pe 2 ani până la următoarea Olimpiadă, ca să putem ataca această Olimpiadă. Fără un program foarte bine stabilit, nu ne putem bate cu ei. Dar poate această medalie ne va ajuta să ne desfășurăm activitatea în condiții normale. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă felicit pentru performanță și așteptăm alte rezultate la fel de bune. Mulțumesc!